Bună, draga mea! Sunt Lunala! Dacă te-ai născut pe 23 decembrie, ai capacitatea unică de a anticipa oportunitățile viitoare fără a pierde din vedere principiile testate anterior. Respectând metodele tradiționale de acțiune, ești perfect conștient de valoarea ideilor inovatoare. Darul elocvenței și ușurința exprimării de sine îți sugerează să nu intri niciodată în argumentări pentru un cuvânt. Absorbi cunoștințe ca un burete și le folosești pentru a-i convinge pe ceilalți de valoarea punctului tău de vedere. Pentru tine fericirea constă în dezvoltare. Te bucuri de activități care vizează înaintarea și implementarea de idei și proiecte îndrăznețe. Dar tu nu profiți de opinii radicale sau revoluționare extreme, dimpotrivă, ai un caracter precaut și restrâns. Ai o atitudine respectuoasă față de valorile consacrate. Te gândești cu atenție la planurile tale, dar rămâi mereu strâns legată de familia ta sau de grupul social din care faci parte. Apropo, tu nu numai că te gândești la soarta acestui grup, dar faci și eforturi pentru a-l îmbunătăți. Cu un intelect viu, găsești instinctiv cel mai bun mod de a face acest lucru. În acest sens, se poate spune chiar că ai unele abilități profetice, ești capabilă nu numai să prevezi anumite evenimente, dar știi să te pregătești pentru ele și să le întâlnești pe deplin în armată. Semnul zodiacal Capricorn este direct legat de semnele elementului Pământ, care se disting prin următoarele calități: scrupulozitate, înțelepciune practică, prudență, realism, responsabilitate, disciplină. În mod paradoxal, ai cele mai mari dificultăți cu problema subtilă a timpului: disciplinată, înțeleaptă și capabilă să muncești din greu, de prea multe ori nu ai timp să faci tot ceea ce tu însă ți-ai planificat. În ciuda spiritualității dezvoltate și a raționalității practice, nu ți este ușor să înțelegi pe ceilalți și să stabilești contactul cu ei. Ar trebui să aplici toate forțele dăruite în mod generos de Saturn pentru a rupe țesătura realității obiective. Acest lucru va preveni dezvoltarea unei ambiții dureroase și nerealiste și te va ajuta la evitarea angoaselor mentale. Persistentă și materialistă, te bucuri de harul unui Saturn serios și măsurat, dar acest lucru este mai mult o povară decât un cadou. Așadar, te străduiești uneori să-ți complici atât viața, cât și pe majoritatea celor din jurul tău. Înțelepciune lumească, o capacitate de invidiată de muncă, spiritualitate dezvoltată și disciplină minunată, cu o astfel de zestre, poți întoarce munții. Nu tot ce planifici și livrezi tuturor celor dragi prin comportamentul și pragmatismul tău, ajunge la un final corect. La urma urmei, Saturn, ca tată al timpului, se asigură că tu nu ai suficient timp pentru divertisment și alte slăbiciuni. Tendința ta naturală spre solitudine și muncă continuă este o caracteristică bună, dar nu trebuie lăsată să se dezvolte până la exagerare excesivă. Adori să planifici și să calculezi totul până la cea mai mică nuanță, iar cel mai simplu mod de a te dezechilibra este să amestece cineva toate planurile tale. Pari mândră, autosuficientă și chiar impregnabilă, dar ai nevoie de dragoste și cooperare cu ceilalți la fel ca noi toți. Planeta ta guvernatoare este Saturn. Aceasta predetermină dorința ta de ordine. Planeta este favorabilă pentru profesiile din serviciul public, precum și pentru funcționari. Planeta ta în exil este Luna. Ea este responsabilă pentru incapacitatea de empatizare emoțională, precum și de lipsa emoțiilor. Ești elocventă, orientată spre afaceri, rațională, practică, moderat ambițioasă. Îți place să înveți, să absorbi experiența și cunoștințele, precum un burete. Teoria o folosești cu stăpânire în practică. Baza ta de cunoștință este activă. Poate părea că ai idei radicale. De fapt, ești loială față de opiniile și părerile celorlalți. Reținerea este principala ta armă socială. În mod organic, nu poți tolera atunci când nu ești observată. Tu percepi o lipsă de atenție sau un refuz direct ca o provocare a soartei, la care ai deja un răspuns pregătit.
O parte completă naturală a vieții tale este lupta. Prin urmare, nu ești deloc înclinată să cedezi la presiunea din lateral. Acest lucru nu înseamnă deloc că ești invulnerabilă, insensibilă și nu ești supusă suspiciunii, ci îți oferă doar un motiv pentru afirmarea ulterioară în sine în viață. În general, te simți adesea nemulțumită de tine însăți sau de locul pe care îl ocupi. Această nemulțumire fundamentală te obligă să ai o poziție activă asupra vieții, să-ți împingi în mod agresiv propriile idei și să nu petreci timp în vise fără scop. Practicitatea și angajamentul tău față de interesele pământești sunt adesea combinate cu o tenacitate echitabilă, ceea ce face foarte dificil pentru alții să comunice cu tine. Nu-ți place să ți se pună la îndoială punctul tău de vedere. În ciuda acestui fapt, ai o calitate foarte valoroasă. Dacă atingi în cariera ta orice poziție legată de putere sau influență asupra celorlalți, ești capabilă să rămâi deschisă la critici sănătoase și propuneri pozitive cu părțile, fiind în același timp capabilă să extragi aspectele pozitive necesare pentru tine însăți din orice informații primite, chiar negative. Ești destul de capabilă să arăți sentimente surprinzător de calde, dar răceala și înstrăinarea în relații sunt la fel de naturale pentru tine. Ar trebui probabil să-ți controleze inclinațiile agresive și puternice și să eviți exprimarea deschisă. Apropo, nu uiți că mai devreme sau mai târziu va trebui să înveți să-ți restrângi activitatea și să părăsești cursa, dând loc tinerei generații. Cu toate acestea, plecarea finală pentru o odihnă bine meritată nu apare repede și nu durează mult. Preferi să te întorci la muncă și să duci un stil de viață mai activ. Te distingi față de alții nativi din Capricorn prin astfel de trăsături speciale. Ești credincioasă, serioasă, rezonabilă. Femeile Capricorn sunt ceva mai erotice și mai amoroase decât sexul mai puternic al acestui semn. Știi să te comporți ca o adevărată doamnă? Ești strict în respectarea decențelor externe și la prima vedere pari rece și impregnabilă, strictă și misterioasă, însă rar vei avea un vulcan de pasiuni. Farmecul tău este misterios și ambigu, și în primul rând are ca scop să te asiguri că bărbatul te cucerește, te caută, face eforturi. Cum afectează data de 23 decembrie soarta ta? Adori să aduci totul nou și neobișnuit în viața ta. Dezvolți metode noi care nu au fost testate de nimeni în activitatea lor și nu ți stă frică să investești în proiecte necunoscute, neverificate. Îți place să-ți încerci mâna la diverse activități și să-ți testezi cunoștințele și abilitățile pentru forță. În ciuda acestui fapt, acestea au un caracter uniform și restrâns și sunt destul de prudent în relația cu oamenii. Respecti tradițiile și obiceiurile familiei. Menții relații de încredere cu toți membrii familiei tale și ții mereu legătura cu ei oriunde s-ar afla. Mai mult, ai tendința să-ți pese de bunăstarea mediului în care trăiești, iar viitorul celorlalți nu ți este indiferent. Datorită unei minți practice ascuțite, întreprinzi acțiuni de succes care vizează dezvoltarea culturală a societății și îmbunătățești condițiile de existență. Aici ai o intuiție supranaturală și ești capabilă să prezici evenimentele viitoare, pregătindu-te în prealabil pentru ele. Îți place să fii în centrul evenimentelor și să fii la vedere. Dacă ești ignorată, consideri că este necesar în orice mod posibil să atragi atenția și să obții recunoaștere universală. Te caracterizezi prin practicitate și calcul sobru. Starea materială și poziția ta în societate sunt importante pentru tine. Îți place să-ți aperi punctul de vedere și nu ești capabilă să înțelegi pe deplin punctul de vedere al altcuiva. Încăpățânarea și impenetrabilitatea ta face comunicarea cu tine să fie anevoioasă, dar nu respingi categoric interferențele externe în treburile tale. Ce este uman nu ți este străin. Ești capabilă să experimentezi sentimente profunde și să menții afecțiune mult timp, dar în exterior aceste lucruri nu se manifestă întotdeauna. Dragoste și compatibilitate. Practică, materialistă și în plus încăpățânată, toate aceste calități nu facilitează în niciun fel comunicarea cu tine. Pentru a construi o relație de durată cu tine,
Partenerul trebuie să fie flexibil. Partenerul ideal pentru tine toate domeniile vieții este Taurul. Practicitatea și stabilitatea vor fi fundamentul cel mai puternic al relației voastre. De asemenea, o bună unire te așteaptă cu un alt semn de pământ, Fecioara. Cu Fecioara ești antrenată de dorința unei vieți simple sănătoase, de mâncare gustoasă și sex plăcut. Relații armonioase te așteaptă cu Balanța, precum și cu reprezentanții zodiei tale. O relație pe muche de cuțită te așteaptă cu Pești și Rac. Relațiile cu Vărsătorul și Leul sunt puternic contraindicate pentru tine. Reprezentanții acestor semne sunt persoane cu temperamente prea puternice, prea orientate spre libertate și spre risipirea banilor comuni. Antipodul tău absolut este Gemeni, cu care nu ai practic puncte de contact comune. Unul dintre cele mai dificile semne pentru tine este Berbecul, a cărui energie furioasă îți demolează literalmente echilibrul și stabilitatea. Locuri de muncă și carieră. Ai o personalitate unică. Poți anticipa evenimente. Ai o intuiție foarte dezvoltată care te ajută să eviți necazurile, riscurile nejustificate. Preferi drumurile bătătorite. Folosești metode și tehnologii dovedite pentru a-ți atinge obiectivele. În același timp, înțelegi valoarea inovației. Îți urmărești ideile, teoriile progresive, dar nu te grăbești să le folosești. Ai succes în domeniul de activitate ales. Îi convingi cu ușurință pe ceilalți de inocența ta prin cunoștințele dobândite. Ești activă, te implici rapid în muncă, îți asumi orice afacere. Ți se pot încredința proiecte complexe, ești responsabilă, executivă, cu inițiativă. Poți implementa cele mai îndrăznețe, non-standard proiecte. Pentru cunoștințele și activitatea ta, ai nevoie de o remunerare adecvată. Fără să o primești, părăsești compania fără regret. Sănătate și boli. Ar trebui să acorzi mai multă atenție corpului tău la vârsta adultă. Ești predispusă la diverse tipuri de leziuni legate de încordarea musculară, în special mușchii spatelui. În tinerețe, ar trebui să acorzi o atenție sporită dinților pentru a evita problemele în viitor. De regulă, pe la mijlocul vieții, este nevoie de o dietă strictă. În primul rând, este vorba despre reducerea consumului de grăsimi și creșterea proporției de alimente proaspete. În ceea ce privește exercițiile fizice, ți se recomandă exerciții moderate, de preferință de natură non-adversă, deși sporturile de echipă au întotdeauna un efect benefic asupra aspectului tău social. Soarta și norocul. Universul ți-a destinat o natură independentă, ambițioasă. Ești înzestrată cu abilități organizaționale, ești decisivă, intenționată, agilă și activă. Știi ce ai nevoie de la viață, ce să faci la un moment dat sau altul. Atenția naturală, capacitatea de a calcula totul cu mulți pași înainte, îți permit să eviți greșelile din viață. Căsătorită, poți fi fericită. Vei avea succes în știință, medicină, scenă. În sfera materială, ai noroc. Sfaturi pentru tine. Ești o persoană hotărâtă, dar nu întotdeauna viteza luării deciziilor joacă în favoarea ta. Uneori, trebuie să-ți oferi timp pentru a gândi. Nu-ți picta viața până în cele mai mici detalii, ai grijă să nu te încălcești în meticulozitate. Planificarea excesivă pentru viitor poate afecta negativ prezentul. Învață să fii mai tolerantă cu părerile altora. Nu încerca să ții cont de toate lucrurile mărunte, este imposibil. Nu te gândi prea departe. Poți asculta întotdeauna comentariile și sfaturile altor persoane, apoi să faci totul în mod propriu. Uneori, acesta este singurul mod de a nu intra într-o dispută. Ce cadouri ți se potrivesc? Ești o fire practică. Nu-ți plac surprizele. Însinate ești un gardian al V3 familiei. Prin urmare, este mai bine pentru tine să primești cadouri pentru casă, un set de lumânări parfumate, prosoape, halate de baie, ceasuri de perete, picturi. Desigur că nu vei renunța la un covor confortabil, un pulover cald din lână. Tot ceea ce este util, convenabil și funcțional, de marcă. În general,
Lucruri pe care numai tu le vei folosi vor avea un farmec deosebit. Iubești monogramele pe cadouri. Pentru tine este important ca un cadou să fie veșnic al tău, iar când numele tău este sigilat pentru secole, nu contează că acesta este doar o scrumieră de cristal. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.